Precious moments have fallen, the stirring of a heart. Felt the love I gave no longer starts to bloom with you in mind. Wanna learn to find with you. Mă numesc Alua Tebenova. Eu sunt din Karaganda, e orașul chiar în centrul Kazahstanului și sunt din Kazahstan, născută și crescută în Kazahstan. Din copilărie m-am bucat de grafică, mai ales cu creioane, cu așa mai departe, dar eu cred că pictura e mai interesantă de punct de vedere că, nu știu, e mai multă libertate. Arta este mod în care poți să fii liber. Arte e frumusețea. Știi cum poți să arăți frumusețea libertății? Îmi doresc să expun ultima mea serie de artă cu pălării tradiționale. Adică o serie nu e despre pălării în sine, ci viața femeii, de copilărie până la bătrânețe. Deci la noi, în fiecare vârstă, fată, femeie sau bunică are pălăria sa proprie. Expoziția o să facă parte de festivalul Zilele Culturale ale Republicii Kazahstan. Actually, it is the first day I know Alua, but I saw her paintings and they're amazing. So I'm glad to see part of my culture in Romania. A luat acele, așa le spun eu, pălării, care sunt de o frumusețe deosebită și le-a pus pe valet. Le-a pus acolo, este frumos, este fantastic. My name is Julio Novillo. I am a Spanish teacher here in Cluj-Napoca, but I was living and working in Kazakhstan, in Astana. I'm very excited to visit this exhibition. Well, it's something unique to have this chance in Cluj-Napoca, in Romania. Sunt pe gustul meu foarte, foarte mult. Îmi plac lucrările extrem de realiste, îmi plac lucrările care dau extrem foarte mult detaliu, iar lucrările ieri reușesc să facă exact chestia asta. Da, pentru mine o să fie o expoziție specială, pentru că cred că în ultimul an, atunci când am lucrat la această serie, am pus sufletul meu. După ce eu m-am căsătorit, am pictat o căciulă care poartă femeile atunci când ei devin soție, de exemplu. Când am pictat, de exemplu, Kimeshek, e o pălărie care poartă bunicii sau femei care au deja copii. Eu, de exemplu, m-am gândit la mama mea sau m-am gândit la bunica mea. Deci e ceva personal care am trăit emoții și am pus emoții acolo.